Primarul Deveei Florin Oancea s-a întâlnit ieri cu reprezentanții instituțiilor avizatoare în domeniul obținerii autorizațiilor de construire, respectiv APA Prod Deva, E-Distribuție Banat S.A., Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara, Agenția de Protecție a Mediului, Telecom, Delgaz Grid. Scopul întâlnirii a fost acela de a constitui Comisia de Acord Unic, organism creat pentru a simplifica obținerea autorizațiilor de construire și eliminarea birocrației. Astfel, nu va mai fi nevoie ca solicitantul să se adreseze fiecărei instituții avizatoare în parte, ci, în mod centralizat, documentele necesare autorizațiilor de construire, în format electronic sau fizic, vor fi depuse la Primăria Municipiului Deva. Următorul pas va fi aprobarea prin hotărâre de Consiliul Local a înființării Comisiei de Acord Unic și respectiva regulamentului de funcționare a acesteia, a informat Primăria Municipiului Deva.